un joc între două echipe cu stări de spirit diferite. Iașiul, la ultima apariție pe teren propriu, liniștiți, pentru că, din punct de vedere al clasamentului, nu se mai poate întâmpla nimic. Pe de altă parte, noi care avem ultimul joc înaintea barajului finalei campionatului, una nedorită cei drept, însă o finală care trebuie să ne găsească la capacitate maximă. Avem și avem destul de multe. Sperăm ca de săptămâna viitoare să le rezolvăm în așa fel încât la jocul cu Brașov să avem întreg lotul la dispoziție. Ar fi mera suspendat? Da, da. Altceva? Zaluschi și Olariu cu accidentări mai vechi este Șofran și cu Panfile. Șofran după jocul cu Metaloglobus și Panfile care acuza ceva dureri înaintea meciului cu Metaloglobus, am hotărât să nu-l forțăm. Săptămâna aceasta a continuat tratamentul, sperăm ca de săptămâna viitoare să intre în program normal cu echipa. Vă întreb că am văzut că aveți așa o înclinație spre credință, să vă duceți să vă rugați la Metropolie, în Sfânta Parascheva. Da, nu știu, n-am ajuns până acum la Mitropolie. Și de ce credeți că am înclinații? Păi ca să... Ce-a făcut bine barajul, că nu am meci cu ea și într-adevăr, cum a zis și dumneavoastră, mai contează. Da, nu, cred că trebuie să ne pregătim foarte bine. Cred că trebuie să fim pozitivi. Cred că trebuie să abordăm cu încredere și antrenamentele și jocurile. Cred că de aici vin rezultatele. Pentru că oricât ne-am rugat sau eu știu orice altceva, nu știu dacă ne poate ajuta. Sigur că poate putem să spunem că în ultima etapă am avut și ceva ghinion. Ne-am creat destul de multe ocazii, n-am reușit să înscriem, au fost și cele două penalturi ratate, l-aș mai adăuga și pe cel de la Brăila, însă sunt convins că vom trece și peste acest aspect. De-aia și spuneam și săptămâna trecută că avem nevoie de un joc bun care să ne dea încredere, aveam nevoie și de o victorie care să ne dea încredere, n-am reușit să obținem victoria. Eu cred că jocul de data asta a fost unul bun, cel puțin prima repriză și sunt convins că dacă vom continua la fel, vor apare și realizările. Veți folosi și ceva jucători noi, fiind aceste absențe tineri, poate chiar un lot din Academie, cel puțin un lot, sau poate chiar și... Cu siguranță, da. Da, da, da. Este foarte... Bacoș, Huminic, mai apare cineva nou? Sau... Este foarte... ei doi, Bacoș și cu Huminic. Alexandru Amandache. Da, cred, după cred cum că am spus. La prima conferință, adică nu cred, sunt sigur că e la prima noastră conferință de presă. Te rog frumos să ne spui câteva cuvinte. Da, după cum a spus și domnul profesor, este ultima etapă din acest campionat, însă pentru noi este și un ultim test înainte de meciul de baraj. Întâlnim o echipă bună, cu jucători cu experiență, care sunt foarte periculoși la fazele fixe. Cu toții ne dorim să obținem un rezultat pozitiv, care să ne dea încredere, să ne ofere liniște pentru a pregăti meciul de baraj. Cum iată, sunt deja câteva luni de când ești aici, cum te-ai adaptat la Timișoara? Da, m-am adaptat foarte bine și destul de repede, băieții m-au integrat. Sunt niște băieți deosebiți și pe această cale vreau să le mulțumesc. Postul tău preferat, mijlocaș central? Nu, no, mijlocaș ofensiv, dar joc unde este nevoie. Central ofensiv, când zic, da. Dacă ziceam la închidere sau la acoperire, dacă era defensiv, da. 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 Da, dacă nu mai sunt întrebări,
Mulțumim frumos, ne revedem săptămâna viitoare. Și noi mulțumim.